Piemontul munților Metalifer Vințu, situat pe teritoriul județelor Alba și Hunedoara, se întinde pe o suprafață de 8.369 de hectare și este împărțit în 8 corpuri determinate de cursul natural al râului Mureș. Habitatele umede și malurile sunt folosite de 17 specii de interes comunitar pentru cuibărit sau hrană, restul de până la 43 de specii sunt dependente de habitatele forestiere sau agricole. De la pescărușii râzători, la ciocănitoarele de grădină, de la cristelul de câmp, la șoimul călător, toate se simt acasă în piemontul munților Metalifer Vințu. Eu sunt Irina. Voi cine sunteți? Eu sunt Grigoria. Eu sunt Lumânărica. Supranumită și Cujma lui Decebal sau Muntele de Aur, Măgura Uroiului este amplasată în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul administrativ al comunei Rapoltu Mare și a orașului Simeria. Pe această structură geologică deosebită, de doar câteva hectare, se concentrează o varietate mare de specii de plante, de la migdalul pitic la moșdrean și pajiși stepice uscate. Atenție! Exploatarea forestieră, agricultura intensivă, poluarea apelor, exploatarea nisipului și a pietrișului în balastiere, deșeurile, arderea vegetației, braconajul, toate împreună pot duce la declinul acestor ecosisteme. Ai grijă de natură, ai grijă de viitor. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.